Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și sunt bucuros ca în această ediție să discutăm despre locurile biblice și patristice, despre misionare care lucrează acolo, precum și despre ecumenism. O vom face cu invitații pe care îi avem în studio și cărora le spunem bun venit. Mai întâi spunem bun venit preasfințitului Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei romano-catolice de Iași. Bine ați venit în studio! Bun găsit! Și de asemenea îl salutăm și pe părintele Emilian Cătălin, superior al fraților minori conventuali al provinciei Sfântului Iosif din România. Bine ați venit! Pace și bine și bine v-am găsit! Emisiunea este ocazionată de un pelerinaj pe care l-ați făcut în aceste locuri biblice și patristice. Aș dori, preasfințite, mai întâi să creionați acest pelerinaj și apoi vom intra mai în amănunte pentru a descoperi aceste locuri biblice și patristice și semnificațiile acestui pelerinaj. Pentru orice creștin este o dorință firească să viziteze locurile sfinte, care ne amintesc de începuturile credinței sau de alte locuri sacre care ne stimulează în trăirea credinței. Alături de Palestina sau Țara Sfântă, unde a trăit Iisus, mai există și un alt teritoriu și pe bună dreptate se poate numi a doua Țară Sfântă și care se suprapune cu Turcia de astăzi. Pentru că aici, într-adevăr, este și un alt leagăn al creștinismului în afară de Palestina. Dacă parcurgem cărțile Vechiului și Noului Testament, mai ales și apoi scrierile patristice, ne întâlnim cu multe nume, multe locuri, care amintesc tocmai de începuturile creștinismului, secolul II, secolul III, secolul IV, pentru ca apoi să asistăm și la o răspândire a creștinismului în alte zone. Dar care este situația creștinilor de azi în această zonă pe care ați vizitat-o? Turcia de astăzi, mi-ați spus, câți creștini mai sunt astăzi? Din nefericire, situația nu este prea încântătoare, deoarece numărul creștinilor este mic și merge în scădere. Din cele auzite la fața locului, se spunea că la începutul secolului 20 sau la sfârșitul secolului 19 erau aproximativ 200.000 de creștini, astăzi sunt doar 100.000. Ceea ce reprezintă cam 0,02% din populația actuală a Turciei. Fenomenul este în descreștere pentru că tot mai mulți creștini caută alte locuri unde se poate exprima și trăi credința lor, convingerile lor. Pentru acești creștini sau pentru o parte dintre ei sunt și misionari acolo care îi păstoresc, lucrează împreună cu ei, misionari franciscani. Părinte Emilian, dumneavoastră sunteți superiorul lor, superiorul franciscanilor. Mai întâi aș dori pentru telespectatorii noștri să ne spuneți ce înseamnă să fii franciscan și ce este ordinul acesta franciscan. Ordinul franciscan a început în Evul Mediu odată cu Sfântul Părinte Francisc din Assisi. A dorit la vremea aceea să reînnoiască biserica încă din temelii. Și a găsit o modalitate foarte simplă, trăind în sărăcie și ajutând mai ales grupurile dezavantajate. Societatea la vremea aceea era împărțită între maiores și minores și a dorit să fie în rândul celor mai mici. De aceea ordinul nostru se numește Ordinul Fraților Minori, adică cei mici. Și acest ordin a sărbătorit în 2009 800 de ani de la înființare și de-a lungul secolelor am avut o prezență pe toate continentele. Astăzi, toată familia franciscană, toate ordinele masculine, ajung la 38.000 de membri. Prin urmare, suntem prezenți pe toate continentele, dar mai ales în zonele de misiune și în zonele în care poate celelalte ordine sau alții nu și-au mai menținut prezența, fiind totdeauna pericol și motivând retragerea fraților, a surorilor din zonele respective pentru riscul maxim la care se supun. Deci, practic, sunteți călugări care ajutați la misiunea bisericii, un ordin vechi, iată. Câți sunteți în România? Câți frați franciscani sunt? Frații provinciei franciscane din România, după 24 de ani,
au ajuns să dezvolte o provincie care are 297 de frați, dintre care 232 sunt preoți, iar ceilalți ori se pregătesc să devină preoți, ori sunt călugări care trăiesc într-o mănăstire alături de preoți, îngrijindu-se de activitățile pastorale. Revenim la Turcia. Acolo sunt și misionarii români, frați franciscani români. Cât sunt și unde își desfășoară ei activitatea? De fapt, legătura provinciei de Orient și Țara Sfântă cu legătura provinciei cu provincia Sfântul Iosif din România este încă de la început. Noi știm că foarte mulți dintre misionari au venit pe această filieră. Întâi la Constantinopol, după aceea au venit în zona Moldovei. Practic, în 1895, când a fost înființată provincia, a fost provincia de Orient, cum se spunea la vremea aceea, Alma Mater, care a dat naștere unei noi provincii. Și iată, după 100 și ceva de ani, provincia noastră a trimis frați în Orient, de acolo de unde am primit mult timp în zonele acestea misionari. Și printr-o prezență noastră s-a menținut ordinul în Turcia mai ales, dar și în Liban. Și fiind la un moment dat mai mulți români decât ceilalți misionari, ordinul ne-a invitat în 2010 să preluăm Orientul Mijlociu și Țara Sfântă ca misiune aparținând provinciei din România. Cu alte cuvinte, provincia din România are jurisdicția asupra Orientului Mijlociu și Țării Sfinte. Dar, înțelegeți, este un schimb minunat. Dacă noi am primit misionari atunci când ei au fost mai mulți, acum noi cu bucurie împărtășim darul pe care Dumnezeu ne l-a dat, acela al numărului mare de frați, și suntem prezenți acolo. Suntem români, acum suntem 15 în Orient. Și care este misiunea lor? Dacă pe vremea Sfântului Părinte Francisc misiunea creștinilor era aceea de a recupera locurile sfinte, și de aceea avem și la Ierusalim custodele franciscane, este cel care are grijă de locurile sfinte, cu timpul, prezența fraților în Orientul Mijlociu, atât a celor observanți capucini cât și conventuali, a fost cu scopul de a menține locurile sfinte unde să vină pelerinii. După aceea, cu timpul, au asistat creștinii care erau în zona respectivă, bisericile creștine din zona respectivă. Vedeți, acum, trecând timpul, numărul creștinilor fiind foarte mic, noi, astăzi, avem ca obiectiv menținerea unei prezențe creștine în locuri, în leagănul creștinismului, și în același timp luptăm foarte mult pentru dezvoltarea unui centru de studii interculturale, interreligioase și chiar interconfesionale, cu scopul de a promova în mijlocul lumii islamice o oază de pace și bine, care este salutul nostru, de dialog cu lumea musulmană. Practic, prezența noastră în Orientul Mijlociu are ca obiectiv în continuare un dialog cu lumea islamică. Acest dialog a început deja de câțiva ani, sunt vreo 35 de ani de când avem întâlniri cu ei, chiar și în toamna aceasta am avut o întâlnire. Au fost invitați teologi de la Izmir, a fost invitat muftiul, reprezentantul musulmanilor din Istanbul, și e vorba de un dialog. Vom reveni la acest dialog. Preasfințite, aș dori mai întâi să ne povestiți despre locurile care le-ați vizitat. O luăm mai întâi cu locurile cu rezonanță biblică. Care ar fi aceste locuri? Între timp vor derula pe ecran și imagini din acest pelerinaj la locurile biblice și patristice. Deseori, când citim Noul Testament, auzim de Efes, auzim de Niceea, auzim de Capadocia, auzind de Tars, Magnezia, Antiohia. Toate aceste locuri se află în Turcia și se leagă de activitatea primilor apostoli. Să ne gândim întâi că Sfântul Apostol Paul s-a născut la Tars, deci este dintr-un teritoriu care aparține Turciei de astăzi. Și s-a desfășurat activitatea și majoritatea călătoriilor sale au început în Turcia. Are o scrisoare adresată către Coloseni și Colosii se află în Turcia. Are o scrisoare către Filipeni, Filipii se află tot în Turcia. Dar și Sfântul Petru, când a venit din Palestina, a venit pe teritoriul Turciei și este acel loc, Antiohia, unde pentru prima dată s-a dat numele de creștini, celor care îl urmau pe Hristos.
dar și activitatea Sfântului Ioan, pentru că mormântul Sfântului Ioan se află tot în Turcia, la Efes. Este o fostă bazilică unde este marcat locul unde se spune că ar fi mormântul său. Mulți apostoli au predicat pe teritoriul Turciei de astăzi, dar sunt cu siguranță aceste rezonanțe biblice, pentru că puținele vestigi, urme arheologice care au rămas vorbesc despre existența unor catedrale, unor biserici, unor bazilici, a unor locuri unde, cu siguranță, acești apostoli și-au desfășurat activitatea. Iată, noi când deschidem Scriptura, găsim, practic, comunități vii. Dacă ne uităm în Cartea Apocalipsului, ultima carte din Sfânta Scriptură, să vă citesc doar începutul unei scrisori adresate către biserica din Efes, îngerului bisericii din Efes scriei, așa spune cel care ține cele șapte stere în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor șapte candelabre de aur, cunosc faptele tale, străduința și statornicia ta și că nu-i poți suporta pe cei răi. Descoperim o comunitate vie, creștini mulți, care, știu eu, își trăiau viața lor creștină. Cum se face că astăzi sunt doar puțini creștini în aceste localități? Este o enigma istoriei și eu m-am întrebat la fața locului, văzând, de exemplu, bazilica unde s-a ținut conciliul din Efes, care ar avea 145 de metri lungime, închipui câtă mulțime de oameni intra în acea biserică și astăzi nu există niciun creștin în acel loc. Sigur că este o enigmă, pentru că de la cele comunități fervoroase, de la începutul creștinismului și până în zilele noastre, aproape că a mers într-un crescendo și au dispărut creștinii. Cei care analizează fenomenul, desigur că pun pe seama venirii, cotropirii sau ocupației arabe a teritoriului Turciei, care altădată era înfloritor din punct de vedere creștin, și apoi condițiile care erau impuse, care nu erau totdeauna favorabile pentru promovarea creștinilor. Iar creștinii atunci au căutat să meargă în alte părți unde să-și poată trăi credința lor. Inclusiv la Antiohia, unde, așa cum ați spus, a dat pentru prima dată numele de creștini celor care îl urmau pe Hristos, acum sunt puțini. Sau... Sunt foarte puțini și cei care sunt, sigur că sunt susținuți de opera misionarilor, a părinților franciscani sau părinților capucini care lucrează și mai reușesc să adune câte un simpatizant. Sunt foarte mulți turci, chiar dacă nu sunt creștini, dar sunt simpatizanți și participă la diferite celebrări. Sau se pregătesc, poate într-o perspectivă, să primească botezul. Dar sunt și locuri cu rezonanță patristică. Ați amintit câteva din ele, unde au fost concilii sau unde și-au desfășurat activitatea Sfinții Părinții. Care ar fi câteva dintre acestea, dacă le-am rezumat? Primele concilii ecumenice au fost în teritoriul Turciei de astăzi, Niceea, Calcedon, Efes, unde s-a declarat maternitatea Preacurate Fecioare Maria și mai târziu Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Dar întâlnim, de exemplu, și auzim deseori de Capadocia, părinții capadoceni, Sfântul Grigore Nazian, Sfântul Grigore de Nisa, Sfântul Ioan Chrizostom, Sfântul Vasile cel Mare. Toți au trăit pe acest teritoriu și locurile unde au trăit sunt poartă aceste vestigi ale creștinismului de altădată. Sunt însă multe alte localități legate, de exemplu, de trecerea Sfântului Ignațiu de Antiohia. De la Antiohia, când se îndrepta spre Roma și s-a oprit în multe localități pentru a încuraja pe creștini. Sau locul unde și-au găsit martiriul mulți creștini. Sfântul Policarp, de exemplu, tot în teritoriul actual al Turciei, a murit pentru credința pe care și-a mărturisit-o. Oricum, multe, multe locuri, chiar dacă nu mai poartă numele de altă dată, dar din punct de vedere arheologic și istoric se poate stabili cu exactitate identitatea acestor locuri, amintesc de activitatea părinților bisericii, mai ales în perioada de aur, secolul IV, secolul V, secolul VI. În același timp este și o zonă unde s-a dezvoltat mult monahismul, nu? Sigur că în zona Capadociei s-a dezvoltat monahismul și inovația adusă de Sfântul Vasile cel Mare, care a trecut de la forma de trăire a călugărilor izolați, anahoreți sau pusnici,
la forma cenobitică, adică forma comunitară, și chiar cu părintele provincial și părintele care ne-a însoțit, am vizitat multe din asemenea biserici și foste mănăstiri unde erau călugării, 100 sau 150, văzând acele urme ale bisericilor, care își păstrează multe vestigii din freșcele sau picturile de altă dată, dar și sălile comunitare unde se aflau. Este impresionant să vezi și să știi că în acele locuri au trăit călugări și a fost o viață monastică înfloritoare. Practic, în imaginele care s-au derulat și se derulează pe ecran, vedem că o parte din aceste biserici sunt muzee. Sau ce ați văzut practic, de exemplu, la Efes? Desigur că sunt muzee astăzi, pentru că nefiind creștini și nefiind nici posibilitatea favorizării, de exemplu, a șederii creștinilor, aceste locuri au ajuns muzee. La Efes avem Bazilica, aminteam de locul unde este mormântul Sfântului Ioan. Este un muzeu, este un muzeu arheologic deschis. Sau biserica unde s-a ținut conciliul din Efes și a fost în centru declararea Preacuratei Fecioarei Maria ca mama lui Dumnezeu. De asemenea, sunt doar urme, vestigii, dar nici o parte sau nici un colț restaurat pentru a spune că acolo se mai poate celebra. La fel și în multe alte localități sunt asemenea vestigii istorice care amintesc, și foarte mulți turiști care merg vizitează aceste locuri, dar poate prea puțin se gândesc la rezonanțele biblice sau patristice care caracterizează acele locuri. Să amintim că acum un an sau doi s-a descoperit la Efes, în bazilică, o imagine cu Sfântul Ioan și o alta cu Sfântul Paul, care se presupune că ar fi cele mai vechi imagini pe care le știm noi până acum. Dar să revenim la creștinii de astăzi. Este impresionant că din când în când auzim de persecuții în acea zonă. Știm că, de exemplu, în 2010, la începutul iunie, a fost ucis acolo un episcop, Luigi Padoveze, care era din Italia. Cum s-au întâmplat lucrurile? Dumneavoastră chiar ați fost chiar în locul în care acest episcop își avea sediu. Da, exact. El era la Iskenderun, la extremitatea de est a Turciei. Era vicar apostolic pentru zona aceea. Era părinte capucin din Italia și, într-adevăr, s-a întâmplat această nenorocire că tocmai șoferul său personal, omul de încredere, l-a ucis. Motivele nu le știm pentru că sunt multe declarații contradictorii, dar ceea ce este important este tocmai această implicare a creștinilor sau a puținilor preoți pentru în favoarea populației și această activitate care nu întotdeauna este înțeleasă în adevăratul sens al cuvântului, în această asistență socială sau operă de ridicarea copiilor, educarea copiilor și tinerilor. Și din când în când apare câte un fanatic care, sigur, în numele religiei proprii, vrea să răzbune pe creștini. Cred că așa s-a întâmplat cu episcopul Luigi Padoveze, dar pe fondul a tot ceea ce reprezintă, de exemplu, legislația care nu favorizează creștinismul în Turcia. De exemplu, nicio biserică nu poate să apară la stradă în formă deschisă. Trebuie să existe într-o curte, undeva după o poartă sau după o clădire. Nu au voie ca și creștin să te manifesti cu insignele proprii. De exemplu, eu ca episcop sau preot nu pot merge cu reverenda, nu pot merge cu crucea pe piept, pentru că se interzice prin lege. Același lucru pentru creștini. Ori toate acestea, sigur că pot atrage uneori simpatia, și am văzut foarte mulți turci care sunt musulmani și sunt simpatizanți, vin chiar în Biserica Catolică, aprind lumânări la Sfântul Anton, dar sunt și din cei care sunt, înțeleg altfel, manifestarea lor religioasă. Și probabil pe acest fond se dezlănțuie câteodată asemenea forme de răzbunare împotriva creștinilor. Deci, practic, Părinte Emilian, dumneavoastră nu aveți voie acolo să mergeți cu ținuta aceasta, reverenda și haina specifică călugărului franciscan. Cum procedează misionarii? Nu se mai îmbracă în haina lor? Sau, da, ei sunt limitați la purtarea hainei doar în casă, în convent și în biserică când oficiază slujbele. Prezența în biserică cu haină
este binevenită pentru musulmani și pentru toți. Dar... Deci în afară n-au voie. Dar în afara bisericii înseamnă să-ți asumi un risc. Și pentru unii care pot fi fundamentaliști, acest risc poate să fie, care ți-l asumi, poate să fie o sfidare. Și de aceea, din prudență, Conferința Episcopală și Conferința Superiorilor Majori au decis împreună ca purtarea hainei să fie numai în casă și în biserică. Au motive creștinii de astăzi, puțini așa cât sunt, să se teamă? Nu cred. Din cei pe care am întâlnit, faptul că intră într-o biserică catolică, faptul că pot să participe în mod normal la slujbe, din contră am văzut chiar o participare frumoasă și cu cântări, arată că ei trăiesc creștinismul în mod normal. Nu cred că au motive să se teamă, de vreme ce ei se încadrează foarte bine și în mod normal în societatea respectivă, și în urmare sunt considerați oameni normale. În imaginile care s-au derulat am văzut și o întâlnire a dumneavoastră cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Este binevenită această emisiune pentru că, iată, nu de mult a fost săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Povestiți-ne despre întâlnirea cu Patriarhul Ecumenic. Da, a fost o surpriză pentru mine și chiar un har, pentru că aflându-mă în acel timp la Istanbul, unde se desfășura acea întâlnire de dialog interreligios între creștini și musulmani, a avut loc o vizită, primă vizită la Patriarhul Ecumenic, Sanctitatea sa Bartolomeu, și am fost împreună cu părinții franciscani, care au fost primiți în audiență. Cu acea ocazie, Patriarhul a întrebat de fiecare din unde provine și a rămas surprins că majoritatea eram din România. Iar când m-a întrebat unde sunt episcop, am spus că sunt la Iași și imediat și-a amintit de participarea sa de acum câțiva ani la sărbătorile Sfintei Parascheva, cunoscând foarte mulți mitropoliți și episcopi ortodoxi. Și a doua zi am avut și o surpriză și mai plăcută, pentru că a fost într-adevăr o manifestare ecumenică. Patriarhul Bartolomeu a participat la celebrarea vesperelor în Biserica Sfântul Anton, unde activează părinții franciscani, și acolo a cântat psalmii, a rostit predica, a participat la toate momentele. Un moment înălțător, pentru că dincolo de această barieră confesională s-a unit efectiv cu frații în rugăciune și am implorat din nou darul unității. De altfel, întâlnirea cu sanctitatea sa și la sediul unde locuiește și la Biserica Părinților Franciscani a fost una de apropiere, de simpatizare a noastră, a tuturor celor care trăim, poate tot într-un mediu ortodox, dar care suntem invitați să promovăm apropierea, ecumenismul. Și tocmai s-a realizat la Istanbul acest eveniment deosebit care pentru mine rămâne o amintire plăcută. Și să amintim că aceste întâlniri dintre catolici și ortodoxi continuă. În luna mai s-a anunțat tocmai întâlnirea dintre Papa Francisc și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, chiar în Ierusalim, în locul unde odinioară s-au întâlnit acum 50 de ani alți doi ierarhi din Biserica Catolică și din Biserica Ortodoxă și unde au ridicat anatemele și a deschis drumul spre apropiere unii de alții. Un semn că ecumenismul are un viitor. Deci aceste întâlniri care au loc și în alte părți, dar și această vizită la Ierusalim a Sfântului Părinte Papa Francisc împreună cu sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu arată că există o dorință de apropiere și de unitate. E o încurajare pentru toți, oricum. Dar ecumenismul la noi în țară, cum îl vedeți? Dincolo de unele sincope din ultimii ani, totuși cred că există o mare bunăvoință din partea creștinilor de a se uni împreună în rugăciune și de a marca toate momentele care pot să fie de apropiere. Și există și la nivel de ierarhie, poate uneori cu mici rezerve, dar există o tendință de a profita de diferite momente, celebrări, sărbători, aniversări, de a fi prezent și de a arăta astfel că suntem totuși într-o continuitate de ecumenism. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș dori ca în final să ne spuneți, Părinte Emil,
Emilian Cătălin, ce v-a impresionat cel mai mult în acest pelerinaj, în locurile patristice și biblice despre care am vorbit în această emisiune? Turcia este fascinantă, așa cum spunea Preasfințitul. 24 din localitățile biblice sunt pe teritoriul actual al Turciei. Dacă vorbim de Vechiul Testament, să ne imaginăm munții Ararat, unde se spune că a rămas corabia lui Noe. Să ne imaginăm zona Urf de astăzi, care este Urul Caldei. Ne amintim de Vechiul Testament. M-a impresionat foarte mult muzeul, moscheia, catedrala, biserica, templu din Istanbul, ceea ce înseamnă Sfânta Sofia. Sfânta Sofia a fost construită pe un vechi templu, a fost catedrală creștină, a fost moschee și astăzi este muzeu. Intrând acolo te cutremuri de încărcătura spirituală pe care o are locul. Noi creștinii simțim foarte mult cum au fost desfășurate atâtea concilii acolo, au fost dispute teologice. Musulmanii știu că acolo a fost un loc de cult. E într-adevăr un loc de interferență Istanbulul. După aceea, în ierarhia mea spirituală, m-a impresionat dintotdeauna și m-a fascinat San Pietro, după aceea Assisi, dar pe locul 3 este Capadocia, acolo unde părinții capadocieni au așternut un spirit, o tăcere cutremurătoare. De altfel, cine trece acolo, pe acolo și cei care au fost, am fost de mai multe ori însoțit de persoane din România sau din altă parte, au rămas fascinați, cutremurați de spiritul locului. Așadar, m-a fascinat total Turcia, nu mai vorbim de leagănul creștinismului și toate vestigiile care sunt, descoperirile care au loc. Casa Maicii Domnului de la Efes, Merie Mana, e fascinantă Turcia. M-a impresionat în general și particular Istanbulul și Capadocia. Suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Iată, am discutat despre locurile biblice, despre ecumenism, despre creștinii din această zonă, Turcia. Vă mulțumesc, Preasfințite Aurel Percă, vă mulțumesc, Părintele Emilian Cătălin. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi jumătate de oră. Vă dau întâlnire peste două săptămâni. La revedere!